Un incident s-a produs duminică seara în jurul orei 21 la festivalul Hora Mare. În urma unei altercații, un bărbat a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Călăraș. Un spectator a solicitat intervenția jandarmilor prezenți la eveniment pentru aplanarea unui conflict. Ajunși la fața locului, jandarmii călărășeni au găsit un bărbat căzut la pământ în urma unor lovituri primite de la o altă persoană aflată în public. S-a solicitat intervenția echipajului de ambulanță pentru preluarea victimei, iar agresorul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 200 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Orei 21, în timp ce se aflau în dispozitiv la festivalul Hora Mare din municipiul Călăraș, jandarmii au fost anunțați de o persoană din public despre faptul că un bărbat este căzut la pământ. Jandarmii au intervenit imediat, au asigurat perimetrul, au anunțat echipajul de la ambulanță aflat în imediată apropiere. Persoana căzută a fost imediat preluată și dusă la spital. Ulterior, colegii jandarmi au sancționat persoana care a provocat incidentul. Persoana respectivă a fost sancționată contravențional cu suma de 200 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.